Neața tigrilor, ce faceți, mă băieți? Bă, astăzi vom face o evacuare ca stăm pentru un Mercedes CLK 2.3 compresor. Bă, mașina s-aude acum foarte urât, dar nu e nicio problemă, a venit unde trebuie. Haideți, tigrilor! Uitați, băieți, aici bătrânul motor și frumos. Gata, tigrilor, am dat jos evacuarea. Se vede. Ac, și noi o să facem exact niște plani. Uitați, băi, băieți, unde era problema. Ia uitați. Dacă am ginit și ea din 99. Băieți, am terminat prima parte a evacuării de construit. Și acum să ne apucăm de restul lucrării. Bine, după ce o sudăm pe asta în prima fază. Gata, tigrilor, am terminat la prima parte. Cam așa arată. Gata, tigrilor, am pus piesa pe mașină. Hai să înceapă treaba aici. Gata, tigrilor! Stați aici! O evacuare corectă! Acum o pregătim, de sudare. Haide, tigrilor! Gata, tigrilor, e gata evacuarea. Hai să vedem ce a ieșit. ceva frumos. Ia ziceți, băi tigrilor, îi dăm ok? Cum crezi că se va auzi? Lasă aici un comentariu. Ia zi, Rareș! Bă, ne-am omorât ăsta cu... Dușmanul! Dușmanule! Lăsăm acum mașina jos. Colegul meu, Alin, ne-a omorât cu biaxul. E cam dușmanos așa pe noi. Ia auziți-l. Haideți, tigrilor! Neața tigrilor, ce faceți, mă băieți? Bă, astăzi vom face evacuarea asta pentru Skoda Octavia 2.0 BKD. Dar zic cum a plecat treaba. Băi, băieții erau prin trecere prin București, ei sunt de la Timișoara. Arată-le numărul acolo, se vadă. Păi și i-au zis, hai mașină, vrem și noi un tips. Pac, am zis, ok, pac, băgă mașina pe elevator. Unde tips? Stai să dea tipsul, dar nu știu unde e. Dar bine, din arată mai acolo. Hai să punem un tips. Ok, băgă mașina pe elevator. Bă, s-a complicat treaba. Am zis, bă, ar trebui iar la dată finală. După aia am realizat că n-avem cum să tăiem finala, pentru că este aproape lipită de punte. Ce am zis, bă, ne complicăm, o facem de aici, după, înainte de intermediară. Ca să faci asta, tot era prost, că tot tăiai. Până la urmă am zis, băieții, hai să facem tot. Că au văzut-o palunașul. Au văzut-o palunașul, ce zis? Hai să facem o evacuare. Să vedem cum se va auzi asta. Și acum să înceapă operațiunea Bufnița. Gata, tigrilor! Am făcut reducțiunea aici, la băiatul. Exact. Gata, tigrilor, am terminat o bucată din evacuare. Asta e evacuare veche. A fost. Haideți, tigrilor! Gata tigrilor. E gata și evacuarea asta. O lucrare corectă. Aperentul. Bă, operațiunea Pufnița e gata. Acum ne pregătim să-i dăm o cheie. Aștept o părere. Tu ce preferi? Benzinara sau dieselul? Lasă un coment aici și spune-mi un răspuns sincer. Poți tu de sincer. Haide, tigrule! Alin aici este un fan înrăit al dieselului. Ce preferi, Alin? Diesel sau benzină? Diesel. Diesel? 100%. Tu, Mihai? Tot diesel. Voi ce alegeți? Diesel sau benzină? Haideți, tigrilor! Gata, băieții! Cam asta e lucrarea. Salut, tigrilor! Ce faceți, mă, băieți? Bă, astăzi vom face o evacuare ca sunt într-un... Se aude mega prost.